Clownela și mă bucur foarte mult că ești alături de mine pentru o nouă poveste. Înainte de a începe povestea, mergi și abonează-te chiar acum la canalul nostru. O să mă bucur să pui și un like, să comentezi și chiar să distribui. O să-mi placă foarte, foarte mult. Bine, acum să trecem la poveste. Povestea de astăzi este despre o veveriță. Vreau să te întreb, ce iubesc veverițele să mănânce? Ce mănâncă ele? A? Mănâncă ghinde, alune, semincioare diferite și ele toată vara, primăvara, toamna strâng și adună în vizuina lor ca iarna să aibă ce mânca. Uite că astăzi îl vom afla pe veverițuc ce face o zi de toamnă. Ești gata? Foarte bine! Povestea se numește Veverițuc are o zi încărcată. Ce-ar fi o zi încărcată pentru o veveriță? Ești gata? Foarte bine! Facem liniște și ascultăm povestea. Era toamna, așa că Veverițuc a hotărât să-și petreacă ziua culegând ghinde. A pornit-o pe potecuță cu vechiul lui cărucior roșu. Nu ajunsese departe când, dintr-un tufiș, a țâșnit iepurilă. Neața, Veverițuc, a zis iepurilă, vrei să ne jucăm de-a prințelea printre frunze? Astăzi nu pot, sunt prea ocupat, a spus Veverițuc și a plecat mai departe grăbit. După scurt timp, s-a întâlnit cu prietenul lui, șoricilă, adică un șoarece. Vrei să vii să ne jucăm în vizuina mea? A chițăit șoricilă. Nu chiar acum, n-am timp, a zis Veverițuc și a continuat grăbit drumul. Veverițuc avea o mulțime de ghinde în cărucior când a trecut pe lângă bârlogul lui, bursucilă, adică un bursuc. Salut, Veverițuc, a strigat bursucilă. Ce mai faci? N-am timp să stau de vorbă, culeg ghinde, a zis Veverițuc și a șters-o mai departe. Căruciorul lui Veverițuc era aproape plin când s-a întâlnit cu Bufnițoi și Vulpilă. Buh, buh, Veverițuc, a cântat Bufnițoi. E o zi minunată, a lătrat Vulpilă. Hai să ne jucăm! Azi n-am timp, mă grăbesc, a pufnit Veverițuc trăgând de cărucior. Hei, rup! Hei, rup! Vreți să facem și noi așa? Ia să punem. Mâinile le punem în față și tragem împreună, da? Și hei, rup! Hei, rup! Hai și voi, mai tare! Și hei, rup! Hei, rup! Foarte bine! Deci Veverițuc încerca să tragă căruciorul lui roșu, care era deja plin cu ghinde. Să vedem ce se întâmplă mai departe. În sfârșit, căruciorul era plin și foarte, foarte greu. Pe când îl trăgea pe vârful unui deal abrupt, a auzit un sonor. Trosc! Ce s-a întâmplat oare? Ce s-a întâmplat? Ce a pățit Veverițuc? Se rupsese mânerul. Of! A strigat Veverițuc. Căruciorul rupt s-a rostogolit pe deal, s-a lovit de o piatră și... Zdrang! Ghindele au zburat în toate părțile. Chiar atunci, frunzele din spatele lui Veverițuc au poșnit. Am auzit un zgomot, a spus Bufnițoi. Ești afăr? A întrebat Vulpilă. Ghindele mele s-au împrăștiat peste tot, a zis Veverițuc. Nu o să le mai găsesc niciodată pe toate. Te ajutăm noi, a chițăit șoricilă. Împreună o să le găsim imediat și chiar așa s-a întâmplat. Șoricilă a găsit una sub o frunză mare. Vulpilă a găsit două după niște ciupercuțe. Bufnițoi a găsit trei într-o grămadă de conuri de brad. Bursucilă a găsit patru în spatele unui buștean acoperit cu mușchi. Iar iepurilă, el a găsit tocmai cinci în iarba deasă. Animalele au pus toate ghindele în cărucior, iar Veverițuc acum era foarte fericit.
Apoi l-au ajutat pe Veverițuc să împingă căruciorul până acasă, pentru că nu mai avea mâner. Îmi pare rău că nu m-am oprit să mă joc cu voi, a zis Veverițuc. Ați fost toți atât de buni cu mine. Păi, pentru asta suntem prieteni, i-a răspuns Bursucilă zâmbind. Prietenii sunt și ca să te joci cu ei de-a prinselea, a râs atunci Veverițuc, pornind-o în goană printre frunze. Prindeți-mă acum dacă puteți! Uite, așa istoria a avut astăzi Veverițuc. El, cel care s-a pornit să strângă ghinde, într-un moment dat, ce s-a întâmplat cu căruțul lui? S-a rupt mânerul și toate ghindele s-au împrăștiat. Dar cine au venit în ajutor? Prietenii, exact. Cine era acolo? Hai să ne amintim. Cine? Iepurilă, Bursucilă, Vulpoi, așa, Bufnița și Șoricilă. Uite, ei toți împreună cu Veverițuc au strâns toate ghindele. Dar voi, copii, aveți prieteni? Cum îi cheamă pe prietenii voștri? Scrieți-mi la comentarii cum îi cheamă pe prietenii voștri. Iar eu, Clounela, te aștept cu mare drag aici la o nouă poveste. Pa, pa!